E timpul să dăm o fugă spre Moldova, pentru că avem, câți avem din onești? În doi. Doi onești, doi oameni onești în rândul operatorilor. Și atunci am zis că dacă din onești se trag atâtea personalități în țărișoara asta, să avem și o mămică ce vie de acolo. Adelina Spătaru se numește, are 20 de ani, are un copilaș ce împlinește 11 luni pe, sau a împlinit pe 11 noiembrie 11 luni. Visul ei este să ajungă la Paris. Momentan a ajuns în platoul de la Neața. Ea este Adelina Spătaru. Prezentările, te rog. Cine este domnul? E Nicola. Adelina, te lăsăm să te apuci de gogoși, te rog să ne și în drum, adică să și vorbești, sper să te auzim, să ne spui ce, exact ce faci și cum faci. Noi o să te lăsăm cu tigaia și cu toate cele. Ne vom mai uita din când în când la tine, adică să nu te dezbraci sau să faci ceva nesăbuit. Asta vreau să te anunț. Te pupăm, să rămână. Adelina alături de noi prin Skype. Adelina, Adelina, hai! Bună dimineața, Adelina! Dimineața! Te rog să faci cunoștință, Memelu, să mă ajuți, clanul din Onești, camera 2, camera 3, ei sunt... Nu sunt atât de onești pe cât spune titlul, dar ei au insistat ca măcar cineva de la ei de acasă ajungă platoul de la Neața. Iată-i, nu sunt exemplu cel mai fericit, dar ce să faci, pe Nadia n-am putut să o aduce. Adelina, visul tău e să ajungi la Paris? Da. Mai ai vreun vis de asta de implică mii de kilometri? Nu. Asta e singurul loc unde ai vrea să ajungi? Da. Dar și la predale e bine dacă ar fi să da, câștigi. Sigur. Îți doresc să câștigi concursul pentru faimă, pentru glorie eternă sau pentru premiile puse în joc? Nu știu. Ai emoții? Pentru premii, poate. Ai emoții? Da. Să vorbim de un masaj de relaxare, ceva? Nu. Mi-era teamă că o să zici că da. Ce te-a făcut pe tine să te deschizi la concursul ăsta? Am zis să încerc. Care prin casă și ce iese. Da. Să vedem dacă... Tu ne-ai făcut gogoși? Da. Dar ne vinzi gogoși astăzi? Nu. Adică putem să te întrebăm orice? Aproape. Orice, chiar orice. A patra concurentă, a patra finalistă este Adelina din Onești. Mulțumim tare mult, te rog să iei un loc acolo.